Христос. Slăvit să fie Domnul! Amin! Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, de unde vom citi câteva versete. Spune cuvântul Domnului așa, versetul 25. Luca de la 10, începând cu versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Iisus a zis: ce este scris în lege? Cum citești-ne? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine a răspuns, a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Aleluia. Dar eu care voi să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste el un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care din acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproape cel ce căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Amin. Reocupăm locul. Recunosc că m-ați primit cu căldură. Parcă mai bine era afară acum. De mult mă amenințau cu porumbița. Încă era vreo 10 ani de zile. Dar nu știam ce îi. Și la noi la porumbița m-am gândit, așa se numește strada. Nu m-am gândit că se numește biserica așa până astăzi. Eu am crezut că strada. Mai exista o biserică în România la Suceava, Sfântul Ilie. Dar era pe strada Sfântul Ilie, dar biserica, nu mai știu cum o chema. Dar bine că v-am găsit. Am trecut GPS-ul că am ajuns în Pecu, de aici. Un Pecu, cred că e dezafectat. Da. O zi să ajung la destinație. M-am speriat. M-am prostit. Da. Apoi mi-a dat văzut niște mașini aici. Vedeți? Când au venit, Iisus Hristos a trimis ucenicii și le-a spus la ucenici să meargă și să vestească Evanghelia. Și în momentul în care o să vadă oameni că fac spume la gură, să dau de pământ, epileptici, tot felul de legături, să nu-i lase acolo și să-și pună mâinile pe ei, să mustre duhurile cele care se vede și să scoată draci din oameni. Pe cei care sunt bolnavi, să îi vindece. I-a trimis. Amin. Vezi, noi ne oprim de obicei la predicat. Și pe aceea ne luăm geanta și mergem acasă. Dar Iisus Hristos vine și spune, oamenii au tot felul de probleme. Să știți că sunt mulți care știu cuvântul, cuvântul Dumnezeu. Dar poate că au alte necazuri pe care nu ne dăm seama. Și mă rog în această seară ca Dumnezeu să-mi facă cunoscut problemele dumneavoastră. Amin! Că să știți că nu sunt specifice. Suntem diferiți și câteodată zic slavă Domnului pentru că suntem diferiți. Dar avem și probleme diferite. Și noi tot ne mințim unul pe altul că știu durerea ta. Știu problemele tale. N-ai cum să înțelegi. Pentru că, de fapt, suferim diferit. Sunt unii mai tari la suferință și unii sunt mai slabi la suferință. Sunt unii oameni care au harul acesta. Nu știu dacă e har, de fapt, să suferi mai puțin. Pentru că, până la urmă, am impresia că oamenii se călesc în furtuni și nu în biblioteci. Asta am înțeles. Sau la televizor, ales. Faptul că îți meare bine și mor la 90 de ani nu înseamnă că te iubi Dumnezeu. Liniștit poți să trăiești și să nu faci nimic de 90 de ani. Da, în sfârșit, asta e altă treabă și nu vreau ca să scap. E esență. Și oamenii aceștia au fost atâta de fericiți când au văzut că dracele sunt supuși. Ieșeau draci din oameni când predica cuvântul. Câtă vreme
Câte vreme oamenii nu sunt dezlegați de păcatele lor, atunci când se predică sau se cânte, câte vreme oamenii nu schimbă viața, trăirea, datorită cuvântului, în urma cuvântului Dumnezeu nu a fost. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să facă semne vizibile ale manifestării cuvântului Său în viața dumneavoastră. Voi n-ați venit ca să ascultați în această seară un predicator. Voi ați venit ca să se atingă Dumnezeu de voi. Amin. Predicatorii vin și pleacă, Dumnezeu rămâne. Aleluia. Nimic de la mine. Mă rog în această seară ca totul să fie de la Dumnezeu. Amin. Și spune că, zice Iisus, de ce sunteți veseli? Ne sunt supuși, dragi. Zice, bucurați-vă, Domnul, zice, că numele vostru este scris în cartea vieții. Aleluia. Și mă rog în această seară ca Dumnezeu să vă scrie numele acolo. Amin. Nu contează cine v-a scris aici pe pământ în vreo carte. La noi mereu să amenințe excluderea. Băi, te-a scris un registru membral. Nu te comporți cu un termen, te dăm afară. Câte vreme te dau afară din sinagogi, câte vreme te dau afară de la serviciu, câte vreme te dau afară... Lăsați-o că poate ceva important. Răspunde dacă vezi că e rău. Zi, poate te cheamă. Când simțiți-vă liberi să vorbiți cu nepoți, cu un altă, întrebați de prețul mașinilor, de vreme, să vedeți cum e la Sântana vreme. Unde rămâne să iau? Dacă mai sună, tu uită-te. Am îmbătrânie, ce vreți? 25 ani predic și eu, de câte vreme când nu mai fost la Borovița, de atunci predic și eu aici în Arad. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au învățat în acea zi că sunt ani pe pământul acesta și există o veșnicie acolo sus. Nu știu cum să zic, că mă enervez când mă gândesc la asta. Am avut un prieten, tot țigan era, sau rom, nu știu cum vă place să vi se spună pe aici, mă duc în București, mă bate el dacă mă duc rom. Ieri muri. 55 de ani, pleznim burtele. Atât au mâncat până când și inima o sărit din piept, în fiecare săptămână câte un porc. I-am spus, mă, omule, eu înțeleg că ați fost sărat pe vremuri. Nu există mai mare necaz decât ca să încerci ca sărăcia aceea pe care ai avut-o odată să o încerci să o rezolvi în doi ani sau în 10 sau în 5. Înțelegi? Nu m-au ascultat. Și acum plezni zilele astea și să duce. Cum să duce, mă, la judecată lui Dumnezeu? Muri pentru că mânca până o plezni. Trebuie să fie rușinos să ajungi în fața Dumnezeu cu chestii în ale serios. Opriți-vă și la asta. Așa e. Viață veșnică. Ce e viața asta veșnică? Viața veșnică am auzit pe cineva, noi așa am fost la școală, că începe după ce mori. Nu. E cea mai mare prostie. Viața veșnică începe în momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Pentru că se schimbă prioritățile, se schimbă trăirile. E frumos să trăiești. Știți, în viața asta veșnică ți se poate întâmpla de multe ori ca să faci cancer și apoi să pleci de aici. Dar ești tot în viața aceea. Că spunea Sfântul Apostol Pavel un lucru fundamental. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem al lui Dumnezeu. E că moartea nu poate să facă altceva decât să-ți distrugă timpul și să ajungi în veșnicie. Un învățător al legii, nu știu ce fi făcut până atunci, a butonat și-l pe telefoane, dintr-o dată o ciulit urechea. O zis, băi, viață veșnică. O vrut-o, imediat. Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și ce a spus Iisus Hristos? Hai să vedem ce zice în Scriptură. Nu există viață veșnică fără Scriptură. Nu există viață veșnică fără Scriptură. De aici să începe. Cine nu iubește Biblia, să nu cumva să se gândească că o să stea în rai pe sub palmier. Nimic. Niciun fel de poveste este genul acesta. Deci viața veșnică, zice Iisus Hristos, cum scrie în Scriptură? Că spune cum e viața veșnică. Păi scrie așa, așa, așa. Înseamnă că ăsta știe că mai este un pericol mai mare. Să știi Scriptura și să nu o aplici. Deci Iisus Hristos cum scrie? El știa cum scrie Scriptura. N-avea viață veșnică. Era mare știutor de Biblie. Deci poți să te duci în iad în două feluri. Una, să nu știi Biblia. A doua, să o știi și să nu o împlinești. Mi se pare la fel de mare tragedia și una și alta. Că nu știu dacă să zic că există o tragedie mai mare. Și zice Iisus Hristos, bun, hai să-ți explic eu ce e viața veșnică.
Că toată lumea, bă, te-ai dus în biserică. Dacă ai părăsit biserica asta, nu mai ești mântuit. Dacă ai venit în biserica aceasta, ești mântuit. Cam confundăm viața veșnică cu locurile se transpiră seara. Confundăm viața veșnică cu niște ziduri. Confundăm viața veșnică cu cerul. Și v-am mai spus, viața veșnică nu începe în cer. Viața veșnică începe pe pământul acesta. Deci Domnul Iisus Hristos, da, eu sunt învierea și viața. Asta înseamnă că viața adevărată merge după învierea trupului tău. Dar până atunci nu poți să stai morcovit toată viața așteptând ca să moștenești cerul unde să te bucuri. Adică nu cred că e normal ca Dumnezeu prin oamenii ăștia tot timpul să vă îndemne. Bă, rugați-vă! Bă, pocăiți-vă! Bă, cântați! Fiți veseli! Și apoi după aceea să vă treziți. Nu mă, eu sunt trist acum, dar vreau să fiu vesel acolo sus. Aleluia. Ascultați-mă, e o prostie. Pământul nu e decât repetiția veșniciei până la urmă. Cine nu vrea să stea cu Dumnezeu bine aici, nu o să poată stea nici acolo. Cine nu învață cântările, de ce? Ce credeți că se cântă pușca și punea o lată dincolo? Adică, logic, adică. Nu putem să învățăm raiul de când e pe pământ. Nu-mi place cuvântul Dumnezeu. Fug de câte ori pot de la biserică, cum fugeam de când eram copii. E o problemă cu tine. Ce o să faci cu Dumnezeu miliarde și miliarde de ani dacă ar fi să le punem în timp? Să punem veșnicia în timp. Deci până la urmă e repetiția. Veșnicia e repetiția din pe pământul acesta. Bun, și vreau să ajung să am și eu viața aceasta. Primul lucru pe care spune Iisus Hristos, șmecherul ăla cu școală, cu teologie, zice, viața veșnică nu ține de sistemele voastre teologice, nici de regulile voastre. Zice, hai să-ți povestesc. O venit unul. Bă, ceas pe mână, cal pe piept, gel pe cap, mașină tare, fără acoperiș, mirosea parfum bun, au avut probabil și ceva bani în carduri, în buzunar, l-au văzut alții, l-au bătut, eu luam mașina, eu luam cămașa, că așa zice, că au tras și cămașa de pe el, a avut cămașa scumpă, că dacă era o cămașă de asta, mi-a obosit-o, nu la nimeni. Și spune cuvântul Dumnezeu că l-a lăsat aproape mort în șanț. Asta, ca să înțelegeți cu acest aproape mort, însemna o vineri seara, o sâmbătă dimineață, când evrei fie că să pregătesc, fie că să duc la sabat. Și atunci acolo, la templu, se închina oamenii. El căzut la câțiva kilometri de templu, bătut bine în șanță, nu se știe dacă e viu sau mort, că nici nu știu dacă e bine să ai mult. Și aici o problemă, știi, pe futul ăsta mult. Că dacă mai era mai sărac, nu cred că îl bătea nimeni. Putea să mai fiu greșea la casă, lineșit și nu mai știam întâmplarea asta până la urmă, nu? Țineți minte că Nastratin Hogea zice că nici nu mai ieșit în casă de rușine, că sara l-a călcat hoță și nu a găsit nimic la el. El când a auzit orașul că l-a bătut hoță și nu a găsit nimic în casă, el nu mai ieșit din casă de rușine. E că dacă în momentul în care la noi în Beiu și am văzut acum, că nu a prins un hoț, de când să ia acolo poliția. Mă, tot mi-o spart casele o câțiva, dar automat când îți sparge casa, îți crește statutul social, cum ai avea bedlei. Ce bă, uite, nu-i sărac. La sărac nimeni nu sparge. Ați auzit de bordele sparte până acum. Nici vorba, nimeni nu sparge garsonieră. În momentul în care scrie cineva, inginer, nu știu mai care, acolo se sparge. Doctor cu tare. Unde când mândria omului trebuie pusă neapărat pe ușă. Atunci, normal acolo că hoțul asta caută. Nu o să zică minerul cu tare, mă duc să-i sparg ușa. Sau lăgătuș mecanic Gheorghe. Mă duc, ce să-i dai la șuruburi să iei. Bun. Și spune Biblia că lor bătut ce l-a lăsat acolo. Dimineața, se duce popa la slujbă. Și când l-a văzut pe ăsta, în momentul respectiv, s-a uitat la el și atât l-a scanat și a plecat mai departe. Și zice, din mai multe motive. Una dintre ele erau regulile care erau prins. Iar exista atât în Levitic, cât și în Deuteronom, spune foarte clar o lege pentru preot. În momentul în care un preot care trebuie să facă slujbă, atinge un mort, preotul respectiv trebuie să fie omorât în mijlocul poporului Israel. Bă, și-o te mupeam. El nu știu, că la nu mai sufla. Nu avea suflu în el să zică, bă, e viu. În primul rând s-a gândit, rămân fără viață. În cel mai bun caz, rămân fără slujbă. Și cine mai aduce bani acasă? Că e greu. Eu știu că se luptă alții să ajungă pastor. Și-am gândit odată, după ce se luptă 25 de ani, să mergi să-i dai toți pe nu știu mai ce, n-are rost. Și-a trecut înainte pe alături. Mai era o problemă cu el. N-aveau voie să lucreze nimic în ziua de sabat. Nu puteau să mute o greutate, nici o bucată de lemn. Ăla trebuia întors pe o parte și pe alta.
Ați auzit de întoarcerile astea? De obicei, în spital, omul, când stă pe pat prea mult, are nevoie de cineva să-l întoarcă pe o parte și pe alta că face scară de cubit aici în spate, găuri! Până la urmă ajunge să-i putrezească plămânii în el din cauza că n-are cine să-l întoarcă pe o parte și pe alta. A, da, dacă faci treaba asta în sabat, e lucru! Și au zis, băi, ca sabatul ce? Mă vede cineva că manevrez lemnul ăsta de om în stânga și în dreapta. Ce o să spun? Înțelegeți ideea? Dani, hai și stai aici jos. Hai, am, te rog frumos. Hai și ca ești un fotoliu, să vezi. Hai și lângă mine. Te rog eu, vine, că nu mai cred. Dani, elev de-al meu, deci de la școala de predicare. Vreau să aud o predică bună, mai bine să nu zic. Domnul să devine predicare. Amin. Și iar uitai. Dar mai știți voi? Că dacă nu știți voi o problemă, că atunci voi mi-aduceți mie aminte. Și în momentul acela, fie că lucra, fie că omul acesta, fie că omul acesta punea mâna și devenea necurat. Și după legile curăției nu se mai putea curăți ani de zile, sau îl dădeau afară, sau îl ucideau cu pietre. Și omul acesta a zis așa, eu nu pot să fac bine, pentru că eu s-o prinde niște legi. Nu o să vă vină să credeți. Tot creștinismul din România e amărât și vorbesc de ortodoxi, catolici, penticostali, baptiști, tot e amărât pentru că e plin de reguli. Nu ne putem bucura pentru că avem regula aceea. La noi așa ceva nu se face. Asta la noi nu se face. Era cum într-o zi, în urmă cu două săptămâni de zile, era și cântau cu atâta bucurie. În momentul în care vreo 2-3 au vrut să bată din palme, venitul și-l-a dat peste mâini. În biserica noastră, nu! Imediat am văzut supărați. Nu, bine atunci. Orice manifestare bucuriei înseamnă că omul ăla cu probleme psihice. Asta gândesc mulți. Regula. Regula 1. La noi în biserică nu se face asta, nu se face asta, nu se face asta. Prietenul ăla meu plesti. Nimeni nu i-a spus în biserica noastră. Nu fumez, să nu bei în biserica noastră. Nu se bea, nu se fumează. Nu i-a spus. Nu mânca un porc pe săptămână. De ce nu puși regula asta? Dumneavoastră știți că trupul dumneavoastră e templul Duhului Sfânt? Aleluia. Scuzați-mă că vă spun, dar sunt oameni care fumează de 70 de ani. Au 90 de ani de acum și trăiesc încă. Ăsta plezit din cauza porcilor la 55 de ani. Atomul mâncat până nu mai a rămas nimic în el. A făcut implozie, părerea mea, nu explozie. N-ar trebui oamenii aceștia care își bat joc de trupul lor, care templul Duhului lui Dumnezeu. Bun, dar la noi există reguli. Regula la noi asta, regula la noi. La ortodox și regula aceasta. Trebuie să stai în picioare, trebuie să stai ascuns pe un fum, la pedicostal, e regula numai care. Asta trebuie făcut. Și regulile astea omoară omul. Eram într-o zi, într-o biserică tot așa mare, nu o să văd niciodată. A venit o femeie cu o pălărie. No, femeia pălărie. De unde să știu? Doamne, îmbrăcată, bine aranjată. Stătea bine pălăria ta. Când au văzut-o din toată, s-o supărat toată lumea. Am văzut eu, nu mai am ascultat nimeni. Până la urmă, mărs unul la ea și-a spus că am problemă cu ea, era mare. Dacă dădea jos pălărie din cap, nu e cu capul descoperit. Deci nu erau bine nici cum, erau prinși. Am simțit că cu probleme, că nu au putut să vinească. S-a dus până la urmă și-a găsit o soluție bună. O scos afară din biserică. Am văzut că a luat-o de mână și pălărie prin care i-a aruncat-o pe terț. Du-te cu umbrela asta de aici. Eu am crezut că o dat-o afară pentru că nu vedea aici în spate. Era pălăria mare. Ce să mai practice biserica aceea? 5 minute mai vorbit și am plecat de acolo. Nu mai trebuie nici apă de la ei, nu mai trebuie nimic. Pentru că noi avem regulile noastre, noi avem restricțiile noastre, noi avem astea teologice ale noastre. Numai noi știm așa. Câtă vreme trebuie să stea femeia după ce naște? Avem zile, numărate și calendare. Avem, aici să fac nunță, aici nu să fac nunță. Aici e bucurie, aici nu trebuie să fie bucurie. Până la urmă oamenii vin și mă întreabă ce reguli sunt la voi în biserică. Eu vreau să vă spun numai atât. Astea o să ne omoare într-o zi. O să se facă bisericile noastre praf. Cu ei n-am niciun fel de legătură. De ce țin sâmbăta? Ăștia țin duminica. Pentru numele lui Dumnezeu scrie în Biblie. 6 zile să lucri. Și una dintre ele ține. Și dacă o ții miercurea. Dar lucră 6 zile. Că alții nu lucră. Nici 6 zile. Nu țin nici sabatul.
reguli, așa am crescut între astea. Aia nu-i voie să faci, asta nu-i voie. Tot timpul mi-era frică, mă duc într-o orice biserică, mi-e frică să nu calcă regulile lor. Nu mai lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze, nu mai lăsăm să lucreze. Pentru că mi-e frică până la urmă că Duhul lui Dumnezeu s-ar putea să intre în contradicție cu regulile pe care l-au pus noi oamenii. Și vreau să vă spun ceva, Duhul lui Dumnezeu întotdeauna intră în contradicție cu regulile pe care le facem noi oamenii. Zice, eu nu mă pot apropia de El. Nu mă pot apropia, zice preotul, pentru că se poate întâmpla ceva cu noi. Știți? Greșeala până la urmă, eu cred că e de nuanță aici. Dacă voi puteți distinge nuanța aceasta. Când vine cineva la noi la biserică, în momentul în care spune nu-i voie să faci asta, 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 omul se blochează definitiv. Am crescut ca și copii, acasă, la părinți. Cine nu-și mai aduce aminte de bătăile pe care l-am mereu spunea așa, nu, nu și nu. Stătea pe sfinț, ca sfință pe pereți. Bă, vine tot acasă. Ne bătea cu furtunii la mașina de spălat. Stăteam drepți toți. Asta era viața noastră. Așa am știut. Cei mai mulți dintre noi, noi nu ne-am putut părinți. Noi ne-am temut ei. Nu mi-aduc aminte și... E tatăl meu, a fost tatăl meu. Nu mi-aduc aminte să mă fi luat de două ori în brațe. Nu mi-aduc aminte să fi cumpărat o jucărie. Vreodată. Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte ca până la 18 ani să fi cumpărat o pungă de bomboane. Țin minte că mi-a fost totdeauna frică de el. Când era, stătea mortă sicriu, plângeam și în același timp parcă eram ciudos. N-am spus-o niciodată asta. Asta vreți să faceți cu Dumnezeu. Asta e Dumnezeu pentru voi. Când și te duci într-un loc, ce trebuie să fac? Iubește. Atât ar trebui în biserica noastră, n-ar trebui să zică nu-i voia aia, nu-i voia aia, nu-i voia aia. Ce ar trebui să zică biserica noastră obligatoriu? Trebuie să se iubească oamenii între ei. În biserica noastră trebuie ca oamenii să aibă bucuria Duhului Dumnezeu în viața lor. În biserica noastră trebuie să nu bârfiască oamenii, să nu facă rău. Adică ar trebui să spună lucruri pozitive la oameni. Uite, în biserica noastră e voie să se spere. În biserica noastră e voie ca să faci bine cât poți. Biserica noastră e voie ca să vorbești frumos cu cealaltă. Să încurajezi pe celălalt oameni. Dacă îi spui, nu-i voie. Oameni buni. Oamenii o să-și dea seama, citind cuvântul lui Dumnezeu, ce e voie și ce nu-i voie. Să vezi că m-am dus în Africa. Când am fost cu Cristi, ne-am dus de cei din Arad, drept până în Africa. Am venit. Bă, dezbrăcați-i, pe pompă acolo. Nu? Bun. Ce să faci cu oamenii aceia? La noi cu parul pe ei, dar nu vine cu pușca. Le dădeam noi lor reguli. Știți ce a făcut? I-am văzut ce făceau. Citeau Biblia, predicatorii lor, și se rugau pentru ei. N-am auzit o predică cât a stat acolo, de haine, bă, câtă, bă, nu știu, bă, câtă, nimic, absolut. Lăsau ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze. A doua zi, fără să le fi spus nimic, veneau îmbrăcați la slujba a doua. Și spuneam, întrebam pe predicatorii lor, ați vorbit cu ei de haine, de ceva? Ferească Dumnezeu să zice. Îi lăsăm pe Dumnezeu să-i convingă. De ce se întâmplă? Dacă noi încercăm să convingem oameni, fetele, cât de lungă sau de scurtă trebuie să fie fusta, o țin după când ne văd pe noi aici, dar după ce pleacă de lângă noi, dau jos cu porunca asta, pentru că nu iubesc, pentru că nu acceptă, pentru că nu înțeleg. Voi m-ați înțeles și am zis asta. Lăsați ca Dumnezeu să schimbe pe oameni. Și să schimbe cu dragoste. Amin. N-ați încercat să vă schimbați frunci. Mă, am îndrogat, o nenorocit acasă. Bă, sări cu picioarele pe ea. Ce ai rezolvat? Ce ai rezolvat? Poate că o plecat de acasă și astăzi mereu. Și fata ți-o plecat de acasă și astăzi mereu. Nu vă dați seama că tatăl fiului risipitor putea să sară cu picioarele pe ea. Bă, ce parte de avere vrei tu? Serios, tu ce vrei? Tu ce avere vrei de la mine? Ai muncit tu ceva? Adică tu te trezești dimineața la 10 și făcea până la 12 tot te dai jos din patru. Și tu vii să-ți dau parte de avere. N-am îndrăznit ca tată vreodată să te scol dimineața la 4 să te duc la coasă. Atunci când se poate cosi, când e apa pe iarbă. Și tu vii să încerci, bă, sări cu cealaltă, bă, din. Nu făcut așa, au zis, vrei parte de avere, hai să vedem câți bani costă via asta, cât costă pământul ăsta și ce făcut. O mărș a făcut, băi, din trei, o parte, pe o parte. Ia-mă, du-te. Pentru că o să vedeți că mai mult faci cu dragoste și cu îmbrățișarea cu un om, decât cu băta. Pe copilul pe care îl aveți mai rău în casă, pe ăla să-l iubiți cel mai tare. Știți de ce? Ăla are nevoie de cea mai multă dragoste.
ăla are nevoie de cea mai multă dragoste. Noi ne bucurăm, dacă ei nu merg pe prunci, câți prunci ai? 30 și al 4-lea mă enervează, automat. Ăștia trăim în bochezați, aleluia. Nu contează că scăie de rămași în casă. Mă rog că noi, nici o iert nu mi-ai dat. Dar ăla e rău că și-o pus cerce în urechi. Ascultă-mă. Am frații în biserica noastră, în urmă cu 10 ani de zile, și-o rămâna copiii de acasă. Astăzi, copiii ăia au grijă de ei. Nenorociți ei cu cerce. Pentru că eu convins Dumnezeu să-l dea jos din urechi. Pentru că dacă îl dai tu, îl dai cu urechi cu tot. Lăsați-l pe Dumnezeu să-l dea cu blândețe, cu dragostea Lui. Niciodată veșnicia nu are de face cu regulile noastre. Pentru că regulile sunt făcute de oameni, sunt corbane. Regulile noastre sunt îngrădire ale vieții. Pe când Dumnezeu vrea să spună că acolo unde e Duhul și ce este? Libertate! M-am dus marți să mă rog. Am stat în spate. Nici nu știu de biserică, eu marță de obicei nu mă prea duc, pentru că miercuri, la ora de joia, nu știu, unde e vinerea, sâmbătă, duminica și tot așa. Domnule, un băiat, nu știu de unde a fost, cum a ajuns la noi la biserică. Deci stăteam toți liniștiți acolo, când strigă odată, aleluia! Îmi va zbura baticul de pe cap, băi, dar sperieturi din alea, sperieturi, că eu ce să nu am? Tot poporul asculta ce zice Adrian Țapă, și el din toată strigă, aleluia! Pop! Tot! Domnule, speriat! Dacă nu e speriat de vreo 10 ore așa. Ascultați-mă, eu în mintea mea am zis, vezi cum îl scoate afară. Să vedeți cum îl scoate afară. Nu s-a întâmplat asta. Și ce-a făcut? Zice Adi, hai să ne rugăm că este și un băiat, zice, să manifestă ciudat și frumos. Eu ținut trăiești toată treaba asta. Extraordinar. L-a câștigat pe omul, te spunea, bă, la noi în biserică, nu se strigă așa, mă, aleluia, mă. Lasă-o strige cum poate. Bă, zice, de ce țipă asta aici, în biserică? Pentru că mama s-a are cancer de aici. De aia strigă. Dacă tu n-ai nimic, nu te dori nici măselele, nu prea strigi. Tu ești liniștită. Ascultați-mă. Faptul că un om e diferit de dumneavoastră nu înseamnă că e greșit. Faptul că se îmbracă altfel, faptul că o să cânte altfel, faptul că o să vină la voi sau să vă spună despre viață cum o vede el, nu înseamnă că e greșit. Înseamnă că e altfel. Și frumusețea stă prin faptul că suntem altfel. Al doilea lucru pe care zice Iisus Hristos de pe viața veșnică. Viața veșnică are totdeauna de-a face cu singurătatea. Cu singurătatea. Să vă explic. Viața veșnică e o problemă personală, ca să o înțelegeți mai bine. Știți care a fost tragedia? În spatele popii. Știți cine a fost? Cantorul, levitul, nu știu cum se spune la voi, sfătul. Ăla care e al doilea după popul în biserică. Ăla care cântă pe nas după ureche. Asta e marea tehnică a cântă. Asta cântă pe nas după ureche. Bun. Știți ce a văzut el? El a văzut preotul și l-a văzut pe ăla jos în șanț. Și-a văzut, zice, să văd ce face părintele. Și-a văzut că părintele s-a oprit, a gândit, nu s-a încadrat în gândirea lui omul lovit și căzut în șanț, și-a trecut părintele după moment de gândire, 5 minute, 3 minute, depinde ce popă deștept a fost, și-a plecat. El nici măcar nu s-a mai oprit. El nici măcar nu s-a mai gândit. Pentru că a zis așa, ce a făcut părintele, trebuie să fac și eu. Pentru că părintele are dreptate. Și dacă părintele are dreptate, înseamnă că trebuie să fac exact așa. Să trec pe lângă. Marea noastră problemă este că noi numai nu putem gândi cu capul nostru singur. Trebuie să ne uităm să vedem ce fac alții. Noi nu ne putem pocăi, că dacă nu se pocăiesc, că și din casă niciunul. Nu mă pocăiesc niciunul. Nu strâng eu acum, dacă nici tata. Țineți minte, dumneavoastră, că spune că în cartea Faptele Apostolilor, când ziua de Rusalii, s-au botezat 3.000 de oameni. Au fost botezat cu ce au zis cuvântul. De ce s-au pocăit atâția? Pentru că spune, normal, tot în Faptele Apostolilor, un capitol mai târziu, că o mare mulțime de preoți veneau la pocăință. Ei, oamenii s-au pocăit 3.000 pentru că li s-au pocăit popii în față. Primii care au ieșit la chemare au fost preoții. Și când preoții s-au pocăit, oamenii nu mai stă pe gânduri. Că știu, bă, dacă părintele face treaba asta, înseamnă că părintele știe că e bine și fac și eu. O să vă spun de ce cred eu că e foarte important.